Și când vine Ana acasă, este adusă în sicriu și o vedeți plină de vânătăi, ce ați gândit atunci? Deci când m-am dus să o văd, eu m-am dus direct. Când m-am dus să o văd, deci când am văzut-o, deci timp de câteva ore, n-am putut să vărs o lacrimă, pentru că eram în stare de șoc, nu-mi venea să cred așa ceva. Nu știu cum să vă spun. E un chip fără chip. Așa arăta. Nu știu, n-am vorbit la mine, nu o recunoșteai. Nu înțelegeam de ce toată neagră pe obraj, toată lovită pe față, de bubițe, de... Încercam să mă gândesc și eu cum s-o ajuns, ca să o vedem așa pe fată, cum s-o ajuns. Unchiul Anei, fetița de 4 ani care a murit fiind în grija unei asistente maternale de 71 de ani, nu îi poate uita imaginea copilei din Sicriu. Bărbatul spune că nu și-a recunoscut nepoata, iar urmele de violență și vânătăile care spune acesta se întindeau pe tot corpul, îl revoltă și cutremură chiar și acum. Unchiul și mătușa Anei spun că i-au implorat pe cei de la protecția copilului să o lase pe Ana și pe cei doi frățiori să-i crească ei. Ba chiar au făcut, spun ei, și cereri în acest sens, însă le-au fost respinse una câte una. Cred că sunt mulți oameni implicați aici și începe să se scape unul pe altul, să spele mâna unul altuia ca să acopere greșeala făcută. Când toate astea nu trebuiau să se întâmple. Am fost noi aici care, dacă ne luăm în considerare cererile și rugămințele și ce a fost înscris, dacă ne luăm în considerare, astăzi nu stăteam de vorbă cu dumneavoastră. Și copiii ar fi fost bine. Și n-ar trece prin ce trec acum. Cel puțin băiatul cel mare care trece de la o stare la alta. Deci mă joc cu el, trebuie să fiu atent să nu îi spun ceva ce le rănește sau că am observat că trece de la o stare la alta, în sensul că mă joc cu el și dacă îi zic o vorbă, poate nu să-l rănesc, ceva ce nu îi place lui să audă, înțelegeți? Devine brusc trist. Familia Anei cere autorităților să se facă dreptate cât mai repede, iar cei vinovați de moartea micuței să plătească.